La doar 3 luni distanță de review-ul lui OnePlus 5, am deosebită plăcere să vă prezint azi modelul 5T, cel mai recent telefon lansat de compania OnePlus. Poate prea recent, a spune, dar hai mai bine să vedem cu ce vine în plus noua versiune. Despre design, nu-i mare lucru de spus. Păstrează aproape aceleași proporții cu OnePlus 5, este cu 2 mm mai înalt și cu 1 mm mai lat, sesizabil doar dacă le pui unul lângă altul. Liniile sunt aceleași, la fel de alunecos ca și modelul anterior, dar cu o altă față. De data asta vine cu un ecran mult mai mare, rezoluție mai bună, colțuri rotunjite și margini mult mai mici. Dacă l-ai privit doar din față, ai spune că este clar un nou model. Pe bună dreptate că OnePlus a intrat și el în rândul smartphone-urilor de top la capitolul ecran. Însă, chiar dacă are o rezoluție mai mare, 1080x2160 pixeli, nu o să observe detaliere mai bună. Și asta pentru că și dimensiunea ecranului a crescut de la 5,55 la 6,01. E ca și cum au mai lipit ceva pixeli în partea de sus și l-au lungit din format 16:9 în 18:9. Nu mă înțelege greșit, ecranul nu e prost, e chiar un AMOLED foarte bun, însă nu-i mare diferență față de versiunea anterioară. Arată mai bine, e același format ca la concurență, dar nu e revoluționar. Și dacă au eliminat marginile pe cât posibil, au dispărut și butoanele din partea de jos, dar și senzorul de amprentă, care a fost mutat pe spate. Bine că nu au renunțat la el, era și păcat la cât de rapid funcționează deblocarea cu amprenta. Un alt element la care nu au renunțat și mă bucură asta este jack-ul 3,5 mm. Băieți, la capitolul ăsta vă rog să fiți diferiți. Dar cine e Apple? Voi sunteți unici, păstrați mufa pentru căști. Apreciez. Pe bune. Modelul anterior are două camere pe spate de 16 și 20 megapixeli, ce fac o treabă bună. Acum pe noul model au pus unele noi. OnePlus se laudă cu o cameră secundară cu f1.7 în loc de f2.8 și cu o tehnologie nouă denumită Intelligent Pixel. Ce face tehnologia asta? În condiții slabe de luminozitate, sub 10 lumeni, combină 4 pixeli în unul singur pentru o claritate mai bună și pentru a reduce zgomotul de imagine. Teoria sună bine, în practică pe mine nu m-a convins. Pozele sunt cam la fel. Nu văd o îmbunătățire sesizabilă. Deși are la bază Android Nougat, vine cu ceva mai multe îmbunătățiri de soft decât modelul OnePlus 5, care a primit deja update la Android Oreo. Una din cele mai interesante funcții este deblocarea cu fața, care este extrem de rapidă. De 4-5 ori mai rapidă decât cea de la iPhone X. Este atât de rapidă încât la aprinderea ecranului, telefonul este deja deblocat. Dacă nu ți-aș spune că se face o deblocare cu fața, nici măcar nu ai ști asta. Pur și simplu, impresionant. Cam atât cu noutățile. În rest, au păstrat toate elementele ce făceau o treabă bună. A rămas butonul de comutare în modul silențios, același OxygenOS care e foarte aproape de Androidul stock, în curând va primi și update la Android Oreo, aceleași specificații foarte bune. Procesor Snapdragon 835, 6 sau 8 GB de RAM, 64 sau 128 de GB memorie internă și aceeași baterie de 3300 de mAh. Nu au adăugat încărcare wireless, dar au păstrat și încărcarea rapidă prin dash charge. Prețul pleacă de la 500 de euro și rămâne în continuare unul bun în comparație cu cât cere concurența pentru noile lor flagship-uri. Era să uit. De data aceasta au adăugat în pachet și o husă din silicon. Big like pentru asta! Dacă vrei să afli mai multe despre OnePlus 5T, despre cât de rapid este, teste de performanță, cât de repede se încarcă, îți recomand cu căldură să urmărești și review-ul lui OnePlus 5. Așa cum spuneam mai devreme, specificațiile au rămas identice, deci o să ai parte de aceeași experiență. Și am ajuns și la final. Și ca de fiecare dată, te invit să te abonezi la canalul nostru de YouTube, să ne susții cu un like și un share și până data viitoare, numai bine!